Pastila de fizică. Principiul acțiunii și reacțiunii. Lovirea fluturașului de badminton, săritul pe trambulină, vâslitul, deplasarea cu skateboardul, lovirea mingii cu piciorul sunt exemple pe care le putem explica cu ajutorul principiului acțiunii și reacțiunii. La cele două capete ale unei sfori se fixează câte un dinamometru. Doi copii trag de aceste dinamometre. Dacă citim indicațiile celor două dinamometre, vom vedea că forțele sunt egale. Dacă un corp acționează asupra altui corp cu o forță numită acțiune, atunci cel de-al doilea corp va acționa asupra primului corp cu o altă forță numită reacțiune, care are același modul și aceeași direcție ca acțiunea, însă în sens opus. Forțele se numesc acțiune și reacțiune. Conform principiului acțiunii și reacțiunii, aceste forțe se află pe aceeași direcție, sunt egale în modul și au sens opus. Atunci când un corp este așezat pe o suprafață, deoarece el este atras de pământ cu forța de greutate, el va exercita o forță de apăsare pe suprafața de sprijin, care va reacționa cu o forță numită reacțiune normală la suprafață, egală în modul și de sens opus. Atenție! Nu confunda reacțiunea normală a suprafeței sau normală cu unitatea de măsură a acesteia, Newton. Un corp de masă M egal 10 kg se află în repaus pe o suprafață. Știind că accelerația gravitațională este egală cu 9,8 m pe secundă la pătrat, calculează reacțiunea normală a suprafeței. Greutatea corpului este egală cu M origin, adică 98 de newton. Reacțiunea suprafeței este egală cu greutatea corpului, deci tot 98 de newton. Dacă un corp acționează asupra altui corp cu o forță, atunci cel de-al doilea corp va acționa asupra primului corp cu o altă forță pe aceeași direcție, având module egale și sens opus. Forțele se numesc acțiune și reacțiune.